Noul așezământ social-pastoral al parohiei Sfântul Spiridon din Vălenii de Munte, județul Prahova, a fost binecuvântat astăzi. În prezența multor credincioși din parohie, preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, a săvârșit slujba de binecuvântare a noului așezământ, ce a fost pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Spiridon. La finalul slujbei, ierarhul a evidențiat faptul că activitatea sociopastorală a bisericii vine în completarea activității liturgice. Felicităm pe părintele paroh, pe părintele protoiereu și pe toți cei care au contribuit material pentru această completare a activității care se vede deci în doctrina bisericii, slujirea și închinarea lui Dumnezeu, continuată și împlinită și prin slujirea cea din afară. Deci este o construcție foarte frumoasă, foarte echilibrată, cu măsuri la fel de bine gândite, precum și cele care au făcut pe înaintașii noștri să zidească acest sfânt locaș și să-l preînnoiască, pentru că în timp se spune că aici ar fi fost o biserică de zi, dar întrucât în zonă știm că sunt cutremure, aceea s-a dărâmat pe la 1838-39 și atunci au făcut o biserică să fie mai flexibilă. Au făcut o biserică din bârne de lemn tencuite și cu pictură. Pe vremea aceea nu exista fier, beton sau alte metode de întărire a clădirilor. Deci o completare frumoasă pe care o găsim din punct de vedere bisericesc și arhitectonic foarte potrivită și felicităm pe toți cei care au contribuit la realizarea lor. În continuare a fost oficiată Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în apropierea lăcașului de cult. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Ieronim a vorbit despre porunca iubirii vrăjmașilor. Dumnezeu este iubire. Nu o iubire din aceasta trecătoare, ci o iubire sfântă și veșnică. O iubire veșnică, o iubire care se revarsă asupra întregului univers, asupra tot ceea ce există. Și această iubire trebuie să ne călăuzească și pe noi. Desigur, iubiții mei, dacă vedem ceva rău, sau dacă cineva face vreun rău, nu înseamnă că noi creștinii încurajăm răul prin această poruncă de a ierta și de a iubi. Dimpotrivă, cel ce săvârșește răul, de este de o gravitate foarte mare, intră sub incidența legilor pământești. De este de natură spirituală, se judecă în biserică, în fața icoanei Mântuitorului, în prezența slujitorului lui Dumnezeu, care este doar martorul care te prezintă în fața lui Dumnezeu și care ți împărtășește prin rugăciune dezlegarea. Dar important este ca noi să ne păstrăm sufletele curate, să rămânem în iubirea lui Dumnezeu. Și rămânem în această iubire a lui Dumnezeu atunci când îl iertăm din suflet pe cel ce ne-a greșit nouă. Această iubire a observat mai recent, iubire pe care o recomandă din vechime și Evangheliile, chiar și Vechiul Testament și toți Sfinții Părinți, a observat că ea se revarsă și asupra fiecărei persoane. Deci, faptul că tu ai iubire față de semeni, compasiune, iertare, ești împăcat în sufletul tău cu Dumnezeu și cu oamenii, acest bine, această binecuvântare de a fi în pace și a fi sub binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă în primul rând și asupra ta. La final, ierarhul a oferit din partea Patriarhului României rangul de iconom stavrofor părintelui paroh Valentin Toader. De asemenea, diploma omagială a anului 2022 cu medalie a fost oferită binefăcătorului Valentin Justinian Sandu, iar Consiliul și Comitetul Parohial au primit distinția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și distinția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, începând cu această zi, Protoieria Vălenii de Munte are un nou așezământ social-pastoral în
care își vor desfășura activitatea tinerii din parohia Sfântul Spiridon, Prăduirea Vălenii de Munte. Acest așezământ a fost ridicat aici prin ostenarea preacucenicului părinte paroh Toader Valentin cu sprijinul enoriașilor parohiei sale, al primăriei orașului Vălenii de Munte și al Secretariatului de Stat pentru Culte. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această frumoasă zi și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți ostenitorii care își vor desfășura activitatea în cadrul acestui așezământ și pentru toți beneficiarii acestui așezământ. Este un moment deosebit, unic pentru comunitatea noastră. Cu ajutorul lui Dumnezeu am dus la bun sfârșit, am încheiat o dorință de la începutul pastorației mele în această parohie, aceea de a construi un centru social-pastoral care să deservească toate nevoile acestei comunități parohiale. Desigur, spațiul din biserica noastră, care este monument istoric de categoria A, de valoare națională, este restrâns, dar am încercat să îl adaptăm și să folosim la maxim. Am construit o sală de festivități la subsol, o bucătărie, dorim ca la parter să fie și o capelă, o sală apoi de activități cu tineretul, cu tineri, cu copiii, o bibliotecă, un mic muzeu, un spațiu de lăcuit, un mic apartament la etaj. Lăcașul de cult a fost construit la jumătatea secolului al XIX-lea din bârne de lemn de proprietarii moșiei Berevoiești pe fundația unei vechi biserici de zid, construite conform cercetărilor realizate de istoricul Nicolae Iorga la începutul secolului al XVIII-lea și distrusă în urma cutremurului din anul 1838.